A urcat beat criță pe motocicletă și a ajuns direct în inspectoratul poliției. Astfel s-a finalizat seara unui bărbat de 40 de ani care în data de 27 iulie se plimba în stare de ebrietate pe strada Alecu Ruso din Chișinău. Motociclistul a fost observat de un echipaj de carabinieri care tocmai patrula în zonă, deplasându-se haotic. Aceștia l-au oprit lângă o stație PECO pentru verificări. În timpul discuțiilor, carabinierii au simțit un miros puternic de alcool. Prin urmare, militarii i-au interzis să mai urce pe motocicletă și au solicitat intervenția agenților Inspectoratului Național de Securitate Publică. Bărbatul a fost dus la poliție, unde a fost supus etilotestului. Rezultatul testului a demonstrat că motociclistul de 40 de ani se afla în stare avansată de ebrietate. Acesta avea o concentrație de alcool de 8 ori mai mare decât norma admisă. Prin urmare, pe numele lui a fost inițiat un dosar penal pentru conducerea în stare de ebrietate. Permisul de conducere al acestuia a fost retras, iar motocicleta evacuată la o parcare specială. Investigațiile pe caz continuă.